Bună ziua, doamnelor, domnilor, bun găsit la știri. Începe jurnalul orei 12, în mai puțin de 30 de minute. Președintele Klaus Iohannis are o întâlnire de lucru cu premierul interimar Ludovic Orban, la care vor participa și ministrii apărării și economiei. Potrivit unui anunț al guvernului, întâlnirea va avea loc în jurul orei 12 și 30 de minute la Palatul Cotroceni. Această întrevedere face parte din seria întâlnirilor pe care șeful statului l-a avut deseori cu premierul Ludovic Orban și cu membrii ai cabinetului său. Cu mai multe detalii, ni se alătură Liliana Năstase, senior editor B1 TV. Bună ziua, Lili, te ascultăm! Bună ziua! La întâlnire va participa și ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, cel care a fost audiat primul în comisii ca urmare a cooptării sale în guvernul Gâțu. De altfel, Nicolae Ciucă a și obținut aviz pozitiv din partea comisiilor, iar în cadrul întâlnirii cu președintele Klaus Iohannis va fi prezent și ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, și acesta de asemenea cooptat în viitor, în noua echipă a lui Florin Câțu. El însă va fi audiat în ultima zi pentru în ultima zi a audierilor stabilite, mai exact joi, începând cu ora 12. Klaus Iohannis a fixat aceste întâlniri încă de la instalarea primului guvern Orban, iar în această săptămână, așa cum spuneam, ministrul Energiei și ministrul Apărării vor merge la Cotroceni pentru a vorbi cu președintele Klaus Iohannis în contextul în care în Europa s-au extins mai multe probleme legate de migranți. Și, de asemenea, la o întâlnire va participa și Ludovic Orban în calitatea sa de premier interimar. Liliana Năstase, mulțumesc foarte mult pentru informații. Așadar, doamnelor și domnilor, rămâneți pe B1 TV. Vă reamintesc că informația în jurul orei 12 și 30 de minute la Palatul Cotroceni va avea loc o întrevedere între președintele Klaus Iohannis și premierul interimar Ludovic Orban, o întâlnire la care vor participa și ministrii apărării și economiei. Ministrul propus al finanțelor publice, Lucian Heiuș, este audiat în comisie de mai bine de o oră. Orlando Teodorovici, unul dintre cei mai aprigi critici ai guvernului, a ajuns în comisie cu o întârziere de 40 de minute. Cum decurg audierile, ne spune colega mea, Bianca Ogarcă. Bun găsit, Bianca! Spune-ne, a fost din nou scandal acolo în comisii? Bun găsit! Deocamdată nu putem spune că au fost tensiuni în comisii. Audierile continuă așadar în Comisia de Buget Finanțe. Cum spuneai și tu, a început cu o întârziere de vreo 15 minute. Practic nu a început la ora stabilită, și anume 11. Pentru prima dată în această comisie, fostul ministru al finanțelor, Eugen Teodorovici, a întârziat la această ședință, a ajuns însă ulterior și a luat loc în această ședință chiar lângă Ovidiu Heiuș, ministru propus la finanțe. Trebuie spus faptul că Ovidiu Heiuș a răspuns câtorva întrebări până acum membrilor comisiei, mai exact acesta a vorbit despre activitatea ANAF, de asemenea a precizat și cum va gestiona situația din vârful ministerului în cazul în care situația cu noul coronavirus va degenera. Vorbea Heiuș despre instituirea unui comitet de urgență la guvern. De asemenea, pe masa de discuții a fost și cursul euro, care știm foarte bine a explodat în ultima perioadă. Continuă așadar audierile în Parlament. De altfel, avem un aviz favorabil al ministrului Nicolae Ciucă, ministrul propus la apărare. Dacă o să obține votul de investitură,
în prima ședință de guvern o să solicit domnului prim-ministru Florin Câțu constituirea unui comitet interministerial în coordonarea Ministerului de Finanțe, care să facă o analiză asupra influenței economiei românești acestei epidemii de coronavirus. Trebuie să identificăm cel mai pesimist scenariu, cel mai optimist scenariu și să gândim deja din timp niște scheme de ajutor atât pentru companiile care vor fi afectate, cât și pentru angajaților. Economiștii mondiali trag semnale de alarmă și se discută de posibile pierderi la nivel mondial de peste 1000 de miliarde de dolari din cauza acestui virus. Economii care aveau ritmuri de dezvoltare accentuate deja se contractă. Trebuie să fim realiști. Este imposibil ca o economie ca României să nu fie afectată de acest virus și trebuie să fim pregătiți de această dată că atunci când există riscul unei contracții economiei românești să putem interveni ca să oprim acest efect. Protest de amploare în fața sediului Ministerului de Interne în timpul prezentării bilanțului MAI. Sute de polițiști au ieșit în stradă pentru a-și cere drepturile, nemulțumiți de înghețarea unor sporuri salariale la nivelul anului 2018 și de neacordarea ajutoarelor prevăzute de lege la trecerea în rezervă, dar și de modificările aduse regimului pensiilor militare de stat. Dumitru Coarn a lansat mai multe atacuri la adresa ministrului Marcel Vela la protestul polițiștilor din fața MAI și mergem și noi chiar în acest moment acolo. Ministrul Vela a ieșit să discute cu protestatarii. L-ascultăm. Dreptul la liberă exprimare, deși vreau să precizez că astăzi, acum aici, polițiști care trebuie să aplice legea și care vă dau dumneavoastră amenzi atunci când faceți un protest care nu are autorizație, tocmai ei au făcut un protest neautorizat. Ca să subliniem caracterul, devotamentul și profesionalismul unor polițiști care fac proteste fără a fi autorizați. Care e problema lor? Și am dorit să discut cu ei, ca orice manager care discută cu colegii, cu subalternii pe care îi coordonează la un moment dat. Nu angajați. Mie îmi place să le spun colegi. Așa cum ați văzut, există o opacitate din partea conducerii acestui sindicat. Vreau să știe lumea, sunt 16 sindicate în Ministerul Afacerilor Interne. Acest sindicat condus de un pensionar, pentru că nu este angajatul Ministerului Afacerilor Interne, este un pensionar al Ministerului Afacerilor Interne, convinge într-un mod mai mult sau mai puțin profesionist anumiți lideri de sindicat din țară care au venit astăzi aici să ceară un lucru care deja ieri era stabilit, era discutat într-o discuție oficială în cadrul Ministerului prin departamentul, prin consilierul care se ocupă de relația cu sindicatele, care este în Comisia de Dialog Social, cel care împreună cu secretarul de stat care se ocupă cu dialogul social au dezbătut această problemă și au ajuns la câteva concluzii clare, chiar date publicității printr-un comunicat de către celelalte sindicate. Cred că ați luat act de el. Problema e următoarea. De la începutul lunii februarie am pus în dezbatere un act normativ al Ministerului care să reglementeze ceea ce solicită domniile lor. Așa cum știți, în urma moțiunii de cenzură care a trecut prin Parlament, eu sunt ministru interimar și guvernul este guvern interimar. Ca să putem da o ordonanță de urgență să aplicăm ceea ce solicită dânsii, trebuie ca acest guvern să fie votat săptămâna viitoare în Parlament sau alt guvern care poate aplica această regulă, această doleanță a domniilor lor. Deci este o chestiune absolut simplă. Deci ei știu că e imposibil, dar ce face aici pensionarul acesta care conduce sindicatul și care are un salariu la sindicat mai mare decât ministrul afacerilor interne, are preocupări electorale și veți vedea peste două luni că Viața îmi va da dreptate, va fi un frumos candidat politic pentru Parlamentul României. Așadar, este o diversiune și din păcate au căzut în această capcană membrii de sindicat onești care au venit aici să strice un moment frumos chiar al activității lor. Eu, ca ministru, am dorit să prezentăm tehnica ministerului, să creștem imaginea ministerului în rândul populației și ceea ce se întâmplă de ani buni de zile în acest minister,
ajungând la 30%, poate este și, eu știu, să nu zic neapărat din, și din cauza domniilor lor, dar mică parte din această nemulțumire a cetățenilor față de minister este și din partea lor. În acest minister este o încrengătură între sindicate prin care ei cer dar așa, salarii mărite, pensii enorme, ieșit la pensie mult mai devreme, îndemnuri ale acestui pensionar pe site-ul lor public de la sindicat, ieșiți repede, depuneți-vă dosarele de pensie, așa cum ați publicat dumneavoastră presa. Deci, dincolo de a cere bani, cât mai mulți bani, cât mai multe sporuri, cât mai multe salarii, cât mai multe pensii, ar trebui să întrebe și ce fac ei pentru România și pentru minister, în afară de a băga vuvuzele când se cântă imnul național. Deci e o chestiune de dovadă a patriotismului și până la urmă o jignire a celorlalți membri sinceri de sindicat care au stat acasă. Să vă arăt mesaj, acum nu este momentul și cazul, dar probabil o să le public, ale sindicaliștilor din Timiș și din alte părți care se delimitează de acest gest, drept dovadă că sunt câteva zeci. De la alte organizații sau de... Tot de la acest sindicat. Liderul de sindicat din Timiș, al acestui sindicat, îmi dă detalii despre ce se întâmplă și cu ce se ocupă liderul lor național și câți bani câștigă pe lună și cum sunt ei convinși sau, eu știu, aduși spre o anumită concluzie care nu e compatibilă cu realitatea. Mă gândesc că e o manevră politică în spatele acestui protest. Da, e o manevră politică în spatele acestui protest. Okay. Spunea domnul Coarnă faptul că urmează un protest mai mare peste câteva zile. Eu respect dreptul la părere, la manifestări, la protest. Oricât pot veni, le spun același lucru. Cei care nu au auzit ce am discutat, sau domnul Coarnă nu le-a transmis ce au vorbit și cu ceilalți lideri de sindicat, deși se înțeleg între ei. Repet, sunt 16 sindicate. Există comunicat al celorlalți. Că ne întâlnim joi la ora 15:30. Deci ieri am stabilit un timing, un gentleman agreement. Taman ieri au hotărât că astăzi, taman la ora când se cântă imnul național, să facă acest protest. Nu vi se pare un pic ciudat? Ok, dar joi ce se va schimba? Pentru că tot nu aveți legitimitatea de a da ordonanțe. Joi vom vedea câți miniștri au trecut în comisiile din Parlament. Eu voi fi audiat joi la ora 1. Tocmai din acest motiv am pus joi la ora 15:30. Dacă miniștrii, chiar am discutat cu domnul Ciuc, că îl felicit, a fost votat de către Comisia Parlamentară. Dacă toți miniștrii vom fi votați, se subînțelege probabil că și guvernul va fi votat săptămâna viitoare. În acest context, eu ca ministru desemnat, voi deveni ministru cu toate drepturile și prerogativele legale ale unui ministru care poate implementa, care poate rezolva problemele arzătoare ale ministerului și voi rezolva și această problemă. Ecuația e simplă. Mai ales că eu le-am spus și domnilor lor, nu cred că ați fost toți acolo. Înainte de a ști că există pe pământ unul Coarnă, care a fost șef de post în comuna Vâlcele sau nu știu care, în județul Călăraș, prieten cu actualul președinte de Consiliul Județean din Călăraș, la care a și lucrat la firmele lui, și că el va fi liderul Mahimo în tot ministerul ăsta, și vreau să vă spun și să clarific încă ceva, că imaginea proastă a ministerului, ministerul este foarte amplu. Avem jandarmerie, avem poliție de frontieră, avem ISU, avem prefecturi. Dânsii reprezintă doar un segment. Inspectoratul General al Poliției Române nu reprezintă tot ministerul. Okay, ei, în mod normal, ar fi trebuit ca toate aceste măsuri, toate aceste revendicări, să le facă la Inspectoratul General al Poliției Române și acolo, dacă nu le rezolvau, veneau la ministru. După cum vedeți, presiunea mediatică, amenințările, jignirile electorale pe media sunt la adresa ministrului, care este singurul om politic, să zicem, din această clădire. De ce nu se duce acest sindicat să-și ceară drepturile la ei în parohie, adică la Inspectoratul General al Poliției Române? Vin la minister. Se plângeau de o anumită ordonanță, probabil. Se plângeau de o anumită ordonanță, probabil de asta au venit la minister. Nu, ei au cerut acum, dacă ați citit revendicările domnilor lor, îmi cer dotarea poliției. Am spus și în, ați fost la bilanț. Am obținut, deși există o lege a plafoanelor, am obținut de la guvernul Orban buget mai mare decât anul trecut. Îmi cer dotarea ministerului la nivel superlativ. Dar de ani de zile acest sindicat există și 30% din cota scăzută de încredere este și datorită acestor vuvuzele, datorită
șepcilor aruncate la Cotroceni și altor măsuri prin care ei fac următorul lucru. Cer bani, drepturi, pensii, vârstă de pensionare. Tot acești sindicaliști care conduc pe... Eu nu vreau să acuz toți sindicaliștii, sunt oameni extraordinari în minister care sunt membri de sindicat și, repet, care îmi dau mesaje să nu renunți la a lupta în minister pentru reformă. Că sunt câțiva lideri sindicali care au interese financiare și care nu îi reprezintă fiind pensionari. Ei, toți acești lideri de sindicat de atât de mult timp au fost parte în această percepție negativă în minister. Pentru că nu e posibil tot timpul să ceri bani, drepturi, pensionări la 40 de ani, sporuri pe care alți români nu le au, care muncesc mai greu, care își riscă viața poate la fel de mult și care sunt în situații dificile și nu le exprimă public pentru a aduce o imagine negativă și o pată neagră pe instituția la care lucrează. Spunea de 30% nivel de încredere în MAI. Cât de mult a afectat și cazul Caracal imaginea instituției? Cazul Caracal și președintele. Cazul Caracal, 10 august, alte lucruri care se întâmplă. Am început de anul trecut teste de integritate. Degeaua a descoperit o grămadă de polițiști corupți. Unii dintre ei sunt membri în sindicatul domnului care face gălăgie aici vis-a-vis. Nu l-am auzit niciodată să ia o atitudine să fie parte în a apăra imaginea și a promova integritatea în rândul membrilor de sindicat. Sindicaliștii sunt membri în comisiile care dau sporuri de salarii pe care eu le-am pus la dispoziția deciziilor descentralizate la nivel local. Nu vreți să știți câte reclamații am că își dau inspectorul șef pe mână cu șeful de sindicat sporuri doar la cine doresc ei. Asta nu e democrație sindicală și nici corectitudine managerială. Ce județ se întâmplă? Cum? Nu suntem cu acele termofinale. Deci am terminat cu sindicatul? Am terminat, da. Să trecem la lucruri serioase. Deși acest protest pentru mine e foarte serios, drept dovadă că m-am dus singur, am dorit să nu vină nimeni cu mine, să discut prietenește. Ați văzut și acolo, care ați apucat să vedeți, domnul Coarnă mă certa, dincolo de faptul că m-a jignit în media și m-a făcut în toate formele, a zis, domnule, vreți să plec? Plec. Câți dintre dumneavoastră doriți să vorbiți cu mine? Ridicați mâna. În afară de domnul Coarnă, toți au ridicat mâna. Deci acolo sunt oameni serioși, oameni onești, care sunt convinși într-un mod subiectiv și... Să nu zic manipulați sau, eu știu, stârniți, că sunt poate cuvinte prea grele. Dar sunt într-o eroare extraordinară, neștiind că noi joi la 15.30 aveam o întâlnire civilizată la masă cu toate sindicatele, cu consilierul pe teme de relația cu sindicatele. Ieri am avut, vreți să știți că se ceartă între ei? Deci domnul Coarnă este contestat chiar, de exemplu, de domnul Surugiu, de la alt sindicat, pentru că ceea ce cere domnia sa sau pe ce pedalează domnia sa, evident, ca să-și facă o rampă electorală, și veți vedea că așa va fi, perspectiva domniei sale, strictă electorală, și nu peste multă vreme, toate acestea sunt lucruri ciudate care se întâmplă în minister. Bun, în condițiile în care eu am promis că rezolv problema. Bun. Ce se aude cu ele? Cu coronavirusul și cu tot ceea ce ține de comunicarea cu problemele cu statistica, așa cum știți, am făcut un grup de comunicare strategică. Sunt buletine informative de două ori pe zi. Există o evaluare și o centralizare a tuturor știrilor, astfel încât dumneavoastră să le primiți centralizat, operativ și transparent. Termoscanerele nu se achiziționează de Ministerul Afacerilor Interne, se achiziționează de un act de la finanțe. Sunt controalele la intrarea în țară și foarte eficient. Că primul ucrainean găsit cu coronavirus a trecut prin România, venind din Italia. Cunoaște și pe 26 februarie a fost controlat la aeroport, a spus că are febră normală și a fost lăsat să plece mai departe. Am mai eu nu știu un caz punctual ce s-a întâmplat cu un ucrainean la aeroport. Sunt proceduri care sunt respectate de fiecare dată. Dacă există un caz în care, eu știu, omul este suspect sau este depistat, e automat se face o anchetă microbiologică cu tot ceea ce s-a întâmplat de la intrare până la momentul depistării. Și dacă pe firul acestei anchete se constată că el n-a completat formularul, a completat fals, n-a fost întrebat, evident că cei care n-au respectat procedurile vor plăti, e simplu. Domnule ministru, veți merge din nou în comisie, ultima oară ați primit un aviz negativ.
Da. Credeți că acum veți avea... A fost onorant acel aviz. Apreciez că a fost onorant, deci nu mă așteptam să mă voteze PSD-ul, pentru că acum sunt într-o altă filozofie politică. Prima dată m-au votat, nu? Ce? Când au dorit să construim, acum nu știu, e o perturbare seismico-politică la nivel parlamentar și e posibil orice, să mă voteze, să nu mă voteze, nu vreau să fac estimări. Vă gândiți la o decizie ce privește pe verticul de Gorj, având în vedere cum se destina situația cu coronavirus acolo? Este corpul de control acolo, îmi prezintă un raport și voi lua deciziile cele mai potrivite. Aveți rezultate preliminare? Eu să știți că fac următorul lucru. Când trimit un corp de control undeva, nu discut cu ei în ce fază sunteți, cum sunteți, decizii preliminare, pentru că s-ar putea să influențez și nu mi se pare corect, cu toată sinceritatea vă spun. Ei vin cu raportul final, fără să fie perturbați de telefoane de la șef, de la ministru sau de la alții, în funcție de convingerea intimă, de tot ceea ce ține de profesionalismul lor, prezintă un raport științific, juridic și fac propunerea. Care este data limită, cum măcar atât? Nu le-am dat o dată exactă până marți sau până miercuri, am zis cât mai repede. Premierul Orban spunea că este ultimul... Deci asta înseamnă că săptămâna asta voi afla. Domnul Veala, Direcția de Operațiuni Speciale, domnul Licu, ieri în cadrul interviului, spunea că se mișcă cam greu, că n-ar fi bine adăptată dumneavoastră. Cum vedeți? Direcția de Operațiuni Speciale este în subordinea Inspectoratului General al Poliției Române. Eu nu discut și nici n-am discutat niciodată cu cei de la Direcția de Operațiuni Speciale care au misiuni specifice în parteneriat cu parchetul și cu toți cei care instrumentează anumite cauze, pentru că eu sunt altfel de ministru. Nu mă interesează substraturile penale și dosarele și cine le face și cum le face. Tot trebuie să respecte legea și să o aplice într-un mod echidistant, obiectiv și fără părtinire. Da, imagini în direct, doamnelor și domnilor, din fața Ministerului de Interne. Ce se întâmplă în acest moment? Are loc prezentarea raportului de activitate a Ministerului pe anul 2019, la care am văzut ceva mai devreme, a fost prezent și președintele Klaus Iohannis și în același timp în fața Ministerului acest protest al polițiștilor. Un protest neautorizat, a explicat Marcel Vela, care a coborât pentru că, spunea el, a dorit să discute cu polițiștii protestatari ca orice manager care discută cu colegii. Există o opacitate din partea conducerii acestui sindicat, condus de un pensionar care se pare că are preocupări electorale. Este o diversiune ce se întâmplă, a anunțat Marcel Vela, și, din păcate, în capcană au căzut membrii de sindicat Onești. Da, sunt sute de polițiști acolo care își cer drepturile, au nemulțumiri în legătură cu înghețarea unor sporuri salariale, cu neacordarea ajutoarelor prevăzute de lege la trecerea în rezervă, dar și pe anumite modificări aduse regimului pensiilor militare de stat. Marcel Vela a explicat că din februarie a fost pus în dezbatere un act normativ care să reglementeze tocmai ce solicită polițiștii în acest moment, dar ca să poată fi dată o ordonanță de urgență, trebuie ca acest guvern să fie votat săptămâna viitoare sau să vină alt guvern care să îndeplinească dorințele protestatarilor. Dumitru Coarne a lansat totodată mai multe atacuri la adresa ministrului Marcel Vela la protestul polițiștilor de acolo din fața ministerului. Președintele SNPPC spune că ministrul de interne nu respectă legea deoarece nu pune în executare aceste decizii legate de salarii. Haideți să vedem ce s-a întâmplat mai exact și ce declarații au fost făcute. Dacă sistemul ăsta înseamnă democrație în România, trageți dumneavoastră concluziile. Dacă noi ne cerem un drept prevăzut în lege, dacă noi venim și demonstrăm pașnic, civilizat, ați observat, nu avem sentimente altele decât cele de respect față de lege, suntem tratați așa, Dumnezeu mare înseamnă că am greșit țara. Dar nu țara am greșit-o, am greșit conducătorii. V-au amendat jandarmii sau v-au dat vreo sancțiune? Mi-au dat o sancțiune, nu știu când o să primesc procesul verbal acasă. Auziți ce spune, mi-a dat avertisment. Mergem mai departe și cu alte subiecte. Este anchetă de proporții după poluarea excesivă din capitală. Polițiștii fac 9 percheziții la mai multe firme și persoane fizice care ar fi colectat, transportat, deversat și îngropat deșeuri în locuri neautorizate, provocând prejudicii semnificative mediului.
Perchezițiile au fost făcute la 24 de ore de la poluarea masivă din capitală. Bucureștiul a fost învăluit peste noapte într-o pâclă de praf și noxe. Valorile au fost de până la 10 ori mai mari decât normele maxime admise. Ministrul Mediului a spus că a aflat de pe Facebook despre poluare și a anunțat câteva posibile cauze. Incendii ori arderea gunoaielor de către operatori economici. Polițiștii caută acum dovezi. Sunt verificate firme din Ilfov, dar și din Giurgiu. Cercetările sunt efectuate cu privire la activitatea desfășurată de două firme, două societăți comerciale, precum și mai multe persoane fizice. Acestea ar fi colectat, transportat, deversat și îngropat deșeuri în locuri neautorizate, provocând prejudicii semnificative mediului. Pentru astfel de fapte, de prejudicii aduse mediului, riscă amenzi, dar și pedepse cu închisoarea. Sute de poze și filmulețe au fost postate pe paginile de socializare duminică noaptea și luni dimineață, după ce senzorii instalați de voluntarii de mediu au înregistrat un nivel alarmant al poluării în capitală și de 12 ori mai mari. A fost vorba despre PM10, un praf foarte fin care poate ajunge în plămâni. Deși nu au știut cauza exactă, autoritățile au anunțat controle, iar șeful Agenției de Protecție a Mediului București a rămas fără funcție. Magistrații Tribunalului București judecă astăzi cererea procurorilor de arestare preventivă în lipsă a lui Mario Iorgulescu. Dosarul este deschis pentru omor și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Procurorii susțin că fiul lui Gino Iorgulescu a condus autoturismul agresiv, intrând pe culoarea roșie a semaforului cu o viteză de 145 de km pe oră într-o intersecție mare din oraș, unde a ucis un șofer care circula regulamentar. Mario Iorgulescu s-ar afla la o clinică din Italia, acolo unde poliția din peninsulă i-a adus la cunoștință noua calitate din dosar. Procurorii susțin că nici până acum nu au reușit să îl audieze, deși este emis un ordin european de anchetă pe numele său. Pe 8 septembrie 2019, în miezul nopții, Mario Iorgulescu s-a urcat la volanul bolidului său și a plecat spre un club din capitală. Anchetatorii au constatat că, pe fondul unei crize de gelozie și într-o stare de furie, beat și sub influența cocainei, a plecat dintr-o localitate din județul Dâmbovița spre un club din București. Pe drum, a produs un grav accident de circulație în care a ucis un tânăr. Bărbatul decedat avea doi copii, un băiat de 4 luni și o fată de 6 ani. Pe 23 septembrie 2019, Mario Iorgulescu a fost externat de la Spitalul Floreasca la cererea părinților săi și dus în Italia cu un avion privat. A rămas la o clinică de terapie intensivă până la data de 7 octombrie 2019, când a fost externat și preluat de un institut de reabilitare psihiatrică. Ulterior, la data de 31 octombrie 2019, a fost internat la o altă clinică din Italia, unde se află și în prezent. Crimă oribilă în Vaslui, un copil de 14 ani a fost nopit în bătaie și aruncat într-o râpă de un bărbat de 39 de ani din localitatea Hoceni, după ce băiatul ar fi incendiat magazinul administrat de suspect. Băiatul a fost dat dispărut în urmă cu mai bine de o săptămână, iar trupul acestui a fost găsit abia acum. Ce s-a întâmplat în seara aceea? Ce ți-a făcut băiatul? M-a dat foc. Și așa trebuia să vă răzbunați? Dumneavoastră n-aveți copii? Ei nu a avut copii până acum? De ce nu i-a căutat până acum? Se întrebi, băi copilule, ce ai făcut? De ce i-a dat focul ăsta? Suspectul spune că băiatul de 14 ani ar fi spart și incendiat magazinul în urmă cu 3 săptămâni. Acesta a recunoscut că nu și-a putut stăpâni furia și a hotărât să-i dea o lecție copilului. Când a dat ochii cu el, i-a cerut să refacă traseul pe care l-a urmat în seara în care i-a distrus magazinul. Au ajuns într-o pădure și, pentru că a simțit că băiatul minte, l-a bătut crunt cu un par până ce adolescentul n-a mai respirat. Când a văzut că nu mai respiră, l-a aruncat într-o râpă pentru a scăpa de cadavru. Când a arătat traseul prin pădure, susține suspectul, i s-a părut că iarăși minte și dă o altă variantă, motiv pentru care s-a enervat. A luat o bâtă, mă rog, un băț mai gros din pădure și a început să îl lovească peste mâini, picioare, peste corp, în aprecierea lui, aplicându-i cam 100 de lovituri. Minorul a căzut la pământ, l-a lovit și după căderea la pământ,
după care l-a abandonat acolo în pădure și a plecat acasă. La două zile de la dispariție, bunicii victimei au sunat la poliție să vadă dacă nu cumva adolescentul a făcut ceva și a fost reținut. Ucigașul și-a recunoscut fapta în fața anchetatorilor și i-a condus pe aceștia la cadavru. Seara a luat o pătură de acasă și niște sârmă dintr-o vie și a plecat în locul unde lăsase minorul. L-a găsit într-adevăr decedat, l-a învelit în acea pătură și l-a legat cu sârmă, l-a pus pe cadrul bicicletei și a mers așa 15 km până a ajuns la o râpă și l-a aruncat în acea râpă. L-a și mutat pentru că se vedea încă de la suprafață, l-a mutat astfel încât să nu se vadă de la suprafață și l-a acoperit cu pământ și frunze, după care a plecat acasă. Bărbatul a fost audiat și reținut pentru 24 de ore, iar acum urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Dosare penale din cauza coronavirusului. 6 oameni din județele Prahova și Olt au dosare penale pentru că au încălcat măsura de autoizolare la domiciliu. Ultimul astfel de caz este cel al unei femei din Olt care s-ar fi întors chiar în Italia. Femeia a fost dată în consemn la frontieră. Până în acest moment, în România sunt 3 oameni diagnosticați pozitiv, peste 9.000 de persoane monitorizate, 42 în carantină și un caz de vindecare. La nivel național au fost prelucrate 475 de teste, iar 472 au ieșit cu rezultat negativ. Femeia din Olt are 41 de ani și locuiește în Slatina. Recent întoarsă din Italia, aceasta se afla în izolare acasă, însă a părăsit domiciliul. În scurt timp, femeia a fost sunată de către reprezentanții DSP Olt, cărora le-a spus că nu are semne de boală și că este în drum spre aeroport pentru a se întoarce în Italia. Femeia de 41 de ani a fost dată în consemn la frontieră, a anunțat poliția din Olt, însă ea are telefonul închis și nu a mai putut fi contactată de către autorități. Polițiștii au deschis dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Olt a decis să fie făcute echipe mixte de polițiști și jandarmi care să intervină la solicitarea DSP atunci când persoanele aflate în autoizolare nu sunt găsite la domiciliu. Tot în județul Olt, 6 cetățeni chinezi s-au ales cu dosar penal după ce au părăsit un hotel din Slatina unde se aflau în autoizolare. Chinezii au fost văzuți în aceeași zi în județul Vâlcea unde s-au cazat la un hotel din Drăgășani. Deși cei 6 cetățeni chinezi nu au manifestat simptome de coronavirus și nu provin din zona afectată a Chinei, reprezentanții DSP Olt au instituit pentru ei procedura de autoizolare la respectivul hotel, au anunțat reprezentanții grupului de comunicare strategică. Totodată, alte 5 persoane din localitățile Cerașu și Iordăcheanu, județul Prahova, au dosar penal pentru că nu au respectat măsura de autoizolare. Polițiștii au deschis dosare penale pe numele celor 5 oameni după ce au fost găsiți pe stradă, cu toate că se aflau în perioada de autoizolare la domiciliu, a anunțat Direcția de Sănătate Publică. În județul Dolj, numărul celor aflați în carantină a ajuns la 20, iar 360 de oameni sunt izolați la domiciliu. Un bărbat suspect de coronavirus a fost internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova. Încă o anchetă la Constanța după ce alte 2 containere pline cu deșeuri au fost descoperite în portul Constanța. Gunoaiele vor fi retrimise în Marea Britanie. Ancheta vine la nici 2 săptămâni după ce un vapor aflat sub pavilion olandez a adus 16 containere pline cu deșeuri, deși în act apăreau ca obiecte second hand. 2 români și un cetățean britanic sunt cercetați pentru importare ilegală de deșeuri în România. Polițiștii de frontieră, inspectori ANPC, inspectori ai gărzii de mediu, dar și reprezentanții ai DSP Constanța au controlat cele 2 noi containere și au găsit alte deșeuri inutilizabile, deși în documente figurează tot produse de uz casnic. În continuarea cercetărilor efectuate în cazul celor 16 containere descoperite în portul Constanța Sud, Agigea, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă în cooperare
aglomerare cu lucrători din cadrul biroului Vamal de frontieră Constanța, au identificat în terminalul din portul Constanța două containere ce figurau ca sosite în terminal în luna decembrie 2019. Se menționează într-un comunicat de presă transmis de Garda de Coastă. Totodată se fac verificări la încă 7 containere care au fost descoperite în terminalul din Chitila, Ilfov, iar anchetatorii suspectează că și acestea ar fi pline cu deșeuri. De asemenea, proprietarii deșeurilor au încercat să inducă în eroare autoritățile prin transferul mărfii în alte containere. Produsele aveau ca destinație o societate comercială de pe raza municipiului București, însă proprietarii au solicitat transbordarea lor în alte containere pentru a le fi pierdută urma. În acest mod, se modifică țara de încărcare a mărfurilor din Marea Britanie în România cu scopul derutării autorităților, mai arată Garda de Coastă. Val de aer cald în România, meteorologii anunță temperaturi record pentru luna martie. În această săptămână vor fi maxime și de 25 de grade Celsius, mai ales în centrul și estul țării. Trebuie să fim precauți, însă atrag atenția specialiștii și asta pentru că vor mai exista episoade de ploi temporare, e adevărat, în special în vestul țării. O masă de aer foarte cald va ajunge din Europa de Est în țara noastră, iar temperaturile maxime vor depăși 22 de grade. Maximele vor fi cuprinse la scara întregii țări între 14 și 25 de grade Celsius, valori de temperatură în medie cu 9 până la 14 grade mai ridicate decât cele climatologic specifice perioadei. Potrivit meteorologilor, cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în sudul și centrul țării. În capitală, în jur de 22 de grade Celsius, o vreme deosebit de caldă pentru perioada în care ne aflăm, și asta pentru că în mod normal, în această perioadă anului, ar trebui să se înregistreze în capitală cam 8-9 grade, iar la scara întregii țări ar trebui să avem temperaturi diurne cuprinse între 3 și 9 grade, cu cele mai ridicate valori în partea de sud a țării, respectiv cele mai coborâte valori în depresiunile din estul Transilvaniei. Nu trebuie să ne lăsăm însă umbrelele acasă, și asta pentru că, în special în regiunile din vestul țării, dar și în zona montană, vremea este schimbătoare și va ploua în zilele următoare. Vremea va fi una schimbătoare, asta pentru că vor alterna intervalele în care cerul va fi însorit, în special în partea de sud-est a țării, cu intervalele în care cerul va fi mai mult noros, și mă refer în special la jumătatea de vest a țării. Am revenit la știri. Incendiu devastator în apropiere de Cluj. O casă a fost cuprinsă de flăcări și a fost făcută scrum în câteva zeci de minute. Pompierii spun că incendiul ar fi izbucnit din cauza unei defecțiuni la instalația electrică. Proprietarul casei s-a trezit înconjurat de flăcări. N-a mai apucat decât să pună mâna pe telefon și să sune la 112. Cele două autospeciale de stingere cu apă și spumă sosite la fața locului n-au mai putut salva însă mare lucru. Flăcările au mistuit cu repeziciune acoperișul casei, dar și mai multe anexe. Au fost deșteptate acțiuni pentru stingerea incendiilor mai bine de 5 ore, având în vedere că focul era extins în momentul în care pompierii au ajuns la locul solicitării, la trei anexe, grajdul din gospodărie, precum și la o mare parte din acoperișul casei de locuit. Locatarii au reușit să iasă singuri din casă până la sosirea pompierilor, însă pagubele materiale sunt importante. Se pare că incendiul a pornit de la una dintre anexe, de la o defecțiune a instalației electrice mai precis, și s-a extins și la celelalte imobile din gospodărie. Tragedie în Prahova, un bărbat și-a pierdut viața, iar alte 5 persoane au fost grav rănite după ce ambulanța în care se aflau a fost lovită de o mașină. Accidentul s-a produs pe drumul județean 720 în localitatea Florești, Prahova. Ambulanța transporta pacienți pentru dializă. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Mașina condusă de un șofer în vârstă de 30 de ani nu ar fi acordat prioritate ambulanței, deși autospeciala avea semnalele luminoase și acustice pornite. Au fost implicate două autoturisme, unul dintre acestea fiind o ambulanță privată care transporta 4 pacienți. Accidentul se pare că s-ar fi produs pe fondul neacordării de prioritate. În urma acestui eveniment, fiind 4 persoane transportate la spital. Unul dintre pacienții din ambulanță, în vârstă de 62 de ani, a murit din cauza impactului extrem de puternic.
Echipajele de salvatori au intervenit în cel mai scurt timp pentru extragerea unui bărbat în vârstă de 62 de ani care a rămas încarcerat. Acesta a fost extras, era în stop cardiorespirator. S-a aplicat protocolul de resuscitare, însă din nefericire a fost declarat decedat. Celelalte patru femei cu vârste cuprinse între 44 și 69 de ani au fost transportate de urgență la Spitalul Județean Ploiești. Polițiștii fac în continuare cercetări pentru a afla cauzele exacte ale producerii accidentului. Traficul în zona a fost blocat 10 de minute. De frica coronavirusului, comunitățile acționează cum știu mai bine pentru prevenție. În localitatea Giroc, de exemplu, de lângă Timișoara, autoritățile au decis ca toate icoanele din lăcașurile de cult să fie dezinfectate. Autoritățile din comuna Giroc, de lângă Timișoara, își iau toate măsurile pentru ca enoriașii să nu se aleagă cu coronavirus. Astfel, pentru a-și păzi locuitorii de temutul virus, primăria a decis să dezinfecteze toate icoanele din lăcașurile de cult din localitate. Pe fiecare dintre ele se va pulveriza o soluție specială sau spirit, după care acestea vor fi șterse. Edilul comunei spune că măsurile de prevenție nu se opresc aici. Am rugat preoții parohi să așeze icoane cu sticlă deasupra ca să nu fie niciun fel de problemă cu ascunderea acestor microbi, acestor viruși prin zonele pictate. Localnicii sunt foarte mulțumiți și salută decizia primăriei. E bine că foarte multă lume se duce și pune mâna pe ele. Și pupă, dacă mă credeți, na, și așa mai departe. Și e bine. E un lucru bun, mai ales că se practică obiceiul ăsta de a sărâta icoanele. Icoanele vor fi șterse de mai multe ori pe zi, chiar din oră în oră. Totul pentru a fi evitată infectarea cu coronavirus. Sistemul medical italian nu mai face față în lupta cu noul coronavirus. Peste 2000 de oameni s-au îmbolnăvit în peninsulă, iar în Lombardia, epicentrul epidemiei, 10% dintre medicii și asistenții medicali au fost testați pozitiv cu coronavirus. Drept urmare, autoritățile s-au văzut nevoite să ia măsuri extraordinare, precum chemarea unor medici ieșiți la pensie și devansarea absolvirii cursurilor de pregătire pentru viitorii asistenți medicali. În Lombardia s-au înregistrat peste 1250 din cele peste 2000 de cazuri de îmbolnăvire din Italia. Sistemul medical este în pragul colapsului în condițiile în care 10% dintre medicii și asistenții din regiune au fost testați pozitiv cu coronavirus și sunt în carantină, au declarat autoritățile regionale. Autoritățile regionale i-au cerut guvernului de la Roma să permită revenirea în activitate a medicilor și asistenților medicali ieșiți la pensie pentru a satisface nevoia cronică de personal. De asemenea, cursanții care urmau să absolve luna viitoare școlile de asistență medicală vor primi diploma anticipat în viitoarele zile pentru a intra cât mai repede în activitate. Spitalele din Lodi și Cremona nu mai fac față numărului tot mai mare de bolnavi care a depășit capacitatea lor de primire. Camerele de urgență au fost închise, iar bolnavii au fost transportați în altă parte. Cu toate acestea, secțiile de terapie intensivă reușesc să facă față situației în condițiile în care 9% dintre cei diagnosticați cu coronavirus necesită îngrijire specială. La rândul lor, spitalele private și-au oferit secțiile de terapie intensivă și au alocat o parte din spațiul de primire pentru internarea celor infectați cu coronavirus. Totodată, au fost create 283 de unități de triaj în corturi amplasate în apropierea spitalelor și alte clădiri pentru tratarea bolnavilor. Mai mult, autoritățile regionale le-au cerut medicilor să amâne la 70% din intervențiile chirurgicale programate în viitorul apropiat pentru a participa la lupta împotriva epidemiei. Efectele epidemiei nu le-au ocolit nici pe autoritățile locale. Astfel, președintele Consiliului Regional, Atilio Fontana, dar și un membru al administrației sale au fost diagnosticați cu coronavirus. Drept urmare, toți membrii guvernului regional au fost plasați în carantină în sediul în care își desfășoară activitatea. În provinciile Lombardia, Veneto și Emilia-Romagna au fost înregistrate în total 52 de decese ca urmare a coronavirusului, dintre care 18 s-au produs luni. Ministrul propus al finanțelor publice, Lucian Heiuș, face declarații după audierile urmării. Bănuiesc că este doar o răzbunare a unui om care, într-adevăr, a fost condamnat pe un act, pe un raport de inspecție fiscală făcut de subalternii mei. Ați primit un aviz negativ, dar cei de la PSD v-au dat un vot de abținere. Cum vedeți ce vor veni din partea PSD în condițiile în care până acum se vota împotriva lui Florin Câțu de două ori?
Da, într-adevăr, am avut, cred că, 15 voturi pentru, 3 împotriva din partea USR-ului și abțineri din partea celor de la PSD. Cred că este un rezultat al activității pe care am avut-o în Comisia de Buget Finanțe în acești 3 ani de zile, în care recunosc că am lucrat foarte bine, chiar dacă de multe ori părerile noastre au fost contrare, dar discuțiile pe care le-am avut cu cei din Partidul Social Democrat au fost bazate pe argumente, pe soluții și posibil că domniile lor să considere n-au putut să mă voteze. Și atunci au mers pe această abținere. Cu ce credeți că nu i-a convins pe cei de la USR? Trebuie să fim toți realiști. Voturile acestea din comisie sunt voturi eminamente politice. Din păcate nu au nicio legătură nici cu prestația unui ministru, nici cu programul de guvernare. Sunt decizii politice pe care partidele le iau la un moment dat de a susține sau de a nu susține un anumit candidat. Este ceva normal. Respect votul și părerea fiecăruia dintre parlamentarii în aceste comisii și aștept votul de investitură în plen, când în final acela este cel care contează. Bineînțeles că pentru. Florin, cât spunea la precedentele audieri că pensiile ar putea fi mărite înainte de luna septembrie. În considerație, posibil lucrul acesta ținând cont de bugetul actual? Trebuie, în primul rând, să urmărim execuția bugetară, iar unul din obiectivele pe care le am eu ca ministru, care are în subordine Agenția de Administrare Fiscală, este de a realiza o colectare suficient de bună ca, cel puțin începând cu 1 septembrie, să majorăm aceste pensii, așa cum este legea în vigoare. Este o lege aprobată. Eu sunt un om care toată viața mea am respectat și am aplicat legea. Nu există un alt temei de drept decât ca Ministerul de Finanțe să pui în aplicare legile care sunt în vigoare la un moment dat. Chiar dacă ele prevăd niște cheltuieli sau prevăd alte... Chiar cu riscul de a sări deficitul foarte mult? Când este lege, nu există tomneală. Riscăm sancțiuni din partea Comisiei Europene, poate. Noi oricum suntem, deficitul bugetar pe anul trecut a fost depășit, dar eu cred că există... Da, ministrul propus al finanțelor publice, Lucian Ovidiu Heiuș, doamnelor și domnilor, a primit aviz negativ în urma audierilor. 15 voturi au fost împotrivă pentru Heiuș, voturi eminamente politice, a explicat acesta. Aștept votul de investitură, a spus în încheiere. Și cu aceste informații punem și noi punct jurnalului, dar vă invit să rămâneți în continuare pe B1 TV. La fix vă întâlniți cu Aneta Sângerzan.